Ionios. Viață dincolo de timp. Ce frumos a fost! Da, a fost minunat! Ei, dragii bunicului, de acum gata cu jocul. S-a înserat. Dați-mi răinuțele. Așa, cele scuturi de zăpadă. Așa, așa. Și ghetuțele, și ghetuțele, da. Așa, așa. Ce vede, bunicule? Haideți să ne așezăm pe laviță lângă sobă. Să mai punem niște lemne pe foc. Să ardă mai tare. Ce bine e lângă foc. Bunicule, mâine mai mergem la Săniuș. Mergem, nu-i așa? Bunicule, te rugăm. Mergem și mâine, te rugăm, bunicule. Dragii mei, la mult vă mai place vouă la zăpadă. Însă trebuie să ne pregătim pentru a întâmpina cum se cuvine marea sărbătoare a nașterii Domnului Iisus. Bunicule, pentru asta seară ne-ai promis o poveste. Da, bunicule, ce poveste ne mai spui? Dragii mei, astăzi seară o să vă spun cea mai frumoasă poveste dintre toate câte vi le-am spus până acum. Așa că fiți numai ochi și urechi. Spun bătrânii că de mult Dumnezeu a hotărât să coboare pe pământ. Nu cu trâmbiți și alăuți, ci cu susur lin și blând. Nu ca mare împărat, ci ca un copil curat. Se spune că atunci când Domnul Iisus s-a născut, mama lui l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle pe paie de grâu, căci oamenii din cetate n-au vrut să-l primească în casele lor. Un loc de găzduire. N-avem. Pleacă. Să mergem, Maria. Poate vom găsi un suflet care să se îndure de niște sărmani ca noi. Da, bunule Iosif, să mergem înainte. Dumnezeu nu ne va lăsa. Uite, se apropie cineva. Încotro, oameni buni, în ceasul acesta târziu de noapte. Căutăm un loc de poposire. Am venit la Betleem să ne înscriem și noi, după porunca cezarului. Dar până acum nimeni nu a vrut să ne primească în casă și logodnica mea trebuie să nască foarte curând. În Betleem nu are rost să mai încercați. E plin de lume. Dar mergeți și întrebați-l și pe Crăciun, grăjdarul. Locuiește afară din cetate. E sărac, dar are un suflet bun. Haide, Maria, mai avem puțin de mers. S-a găsit un biet grăjdar, fără perle, fără. Și-a văzut pe un
tu suflet îmi.